Știu, sarmalele nu fac parte din meniul de Paște, dar Paștele a trecut și a făcut mama o oală de sarmale bune, bune. Haideți să discutăm un pic despre cât de echilibrate sunt sarmalele pentru siluetă și sănătate. Ei bine, după părerea mea, nu au niciun fel de problemă pentru că ce avem în sarmale? Orez fiert, care înseamnă amidon cu absorție lentă și, atenție, orezul nu are gluten. Avem carne tocată, proteine de bună calitate care dau sațietate și mai avem varză murată cu efect probiotic. Până aici totul bine. Și atunci, de unde riscul de îngrășat la sarmale? Ei bine, din carnea pe care o alege gospodina, cu cât e mai împănată și are slănină mai multă, vor fi mai grase. Mai vine și uleiul, pe care nu știu de ce îl punem din belșug în cratiță, când sarmalele bune sunt alea fierte la cuptor, așa pendelete, fără ulei. Și mai punem lângă și mămăligă multă sau pâine. Abia atunci îngrașă sarmalele, când este porția mare și au multă grăsime. Altfel, așa cum sunt ale mele, merg chiar și în cura de slăbire. Ia-mi!